Numărul satelor care sunt pe cale de dispariție crește constant. Unele există doar pe hartă deocamdată. Conform datelor oficiale, în 98 de sate locuiesc mai puțin de 100 de oameni. În realitate, mult mai puțin. Cum arată un sat pe cale de dispariție, vedeți în reportajul semnat de colegii noștri de la Studio L. În satul Lazodin, raionul Ștefan Vodă, locuiesc peste 110 oameni, conform datelor din internet. Dimineața, în localitate, am văzut doar două persoane care se plângeau că sunt uitate de toți. Nici școală, nici grădiniță, doar un singur magazin, iar pentru o consultație la medic, sătenii sunt nevoiți să facă drum lung până la Ștefan Vodă. Noi, tată, dată și la Alava au închis, tată Ștefan Vodă, duși autobusul. N-avem aici școală. Da, grădiniță. Tot nu. Da, magazine, ceva. Ala, bă, este un magazin aici, singur, ține-i hazainul. E greu. Tare greu e că să mă duc la spital, nu pot. Transport pe aici nu merge. E greu. Câți oameni ingineri sunt în satul ăsta? Nici cu 20, mă tincă. Sadica net. Noi subsistuim. Este practic pustiu și satul Alava din același raion. Cel din urmă recensământ arată că aici sunt înregistrați 381 de locuitori. Mulți oameni în genere la magazin. Așa, 50-50. Am înțeles, dar este grădiniță, liceu, ceva? Grădiniță, școală, nu, gimnaziu. Potrivit expertului Veceslav Ioniță, de la Independență încoace, pe malul drept al Republicii Moldova, au plecat 26% din populație, adică fiecare a patra persoană, iar din regiunea transnistreană aproape 33%, adică o persoană din trei. În total, 1,5 milioane de persoane. Potrivit expertului, anual peste hotare pleacă între 35 și 40 de mii de cetățeni.